În seara aceasta m-am gândit să vă predic despre teamă, despre frică. Tot mai mult aud oameni zicând: un frate, mi-este frică, mi-este teamă. Avem tot felul de temeri, tot felul de frici și nu mă mir. De ce? Trăim într-o lume a tragediilor. Dacă te uiți la știri, aproape la orice oră sunt probleme. Tragediile de la 5, nenorocirile de la 7, dezastrele de la 10, nu au probleme. Și încercăm ca și păstori să venim înaintea oamenilor cu consiliere, cu rugăciune, cu predică. Le reamintim oamenilor că Dumnezeu a lăsat scris în Scriptură de 366 de ori: nu te teme. Vă mărturisesc că nu le-am citit personal pe toate, să le verific. Dar citesc pe cei care le-au verificat și cred pe cuvânt. Nu te teme de boală, nu te teme de suferință, nu te teme de viitor. Dar în seara aceasta aș dori să vă predic despre o altă teamă, un alt fel de teamă, o altă frică, și anume teama de oameni. Și nu-i teama de oameni pe care am avut-o în pandemie. Știți, când le era teamă la oameni când strănutai în magazin. A fost o teamă de oameni cumva ciudată pentru noi. Biserica Lumina, unde slujesc, s-a născut în mijlocul pandemiei, ca să zic așa, în 2021. Era o teamă de oameni. Nu-i despre asta vorba. Haideți să vedem despre ce e vorba. Cei care aveți la voi Scripturile, vă invit să le deschideți cu mine împreună în Noul Testament, la Evanghelia lui Luca, capitolul 12, de unde aș dori să vă citesc începând cu versetul 4. Luca 12, începând cu versetul 4. Să vedem despre ce fel de teamă de oameni vorbește în acest loc Iisus. Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în ghenă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Nu se vând oare 5 vrăbii cu 2 bani? Și apropo, aici vrabia era mâncarea săracului, era cea mai ieftină, era mereu la ofertă. Totuși, niciuna din ele nu este uitată înainte lui Dumnezeu. Și chiar și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Și oricui va vorbi împotriva Fiul omului, se va ierta, dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu se va ierta. Și apoi Iisus spune: când vă vor duce? Observați că El nu spune dacă, ci El zice când, e o chestiune de timp. Când va trebui să dai socoteală de credința ta? Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor? Să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi. Căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce trebuie să vorbiți. Observați că nu se referă la predică, ci la persecuție. Pentru predică te pregătești. În persecuție, când e peste puterea ta, acolo Duhul Sfânt îți va da și în acele momente. Și eu pentru predică m-am pregătit. De aceea zic, Dumnezeu să vă întărească cu multă răbdare și vă invit să ocupați locurile, că știu că vreți. Am mutat amvonul așa un pic mai în centru. Mi-am numit predica mea în seara aceasta tratament pentru teama de oameni. Aș dori să ne tratăm în seara aceasta de teama aceasta pe care câteodată o avem, unii dintre noi, pe care eu am numit-o și Biblia o numește așa, teama de oameni. Un pic privind în context acest text, veți observa că Iisus vorbește despre 5 sau chiar 6 pericole pe care noi ca și creștini le avem în viața aceasta. Pot să vi le spun care sunt. Vi le spun, dacă vreți.
despre ipocrizie. Pericolul 2 spune apoi Iisus despre frică. Apoi Iisus vorbește despre lăcomie. De la lăcomie sare la îngrijorare. De la îngrijorare Hristos trece apoi la irresponsabilitate, de la irresponsabilitate la iluzii, 5 sau chiar 6 pericole despre care vorbește Iisus Hristos. Și dintre toate aceste pericole, pericolul cel mai puțin predicat este teama de oameni. Predicăm despre ipocrizie, predicăm despre îngrijorare, predicăm despre irresponsabilitate, dar nu predicăm despre frica de oameni. De ce oare nu predicăm despre frica de oameni sau despre teama de oameni? Eu nu cred că din cauza că ne este teamă de oameni. Măi, nu predic despre teama de oameni, că mi-e teamă de oameni, ca cumva oamenii să aibă o reacție. Nu, mai degrabă cred că nu conștientizăm că există momente în viața noastră în care ne-a fost teamă de oameni. Nu există momente în care vrem să recunoaștem sau nu vrem să recunoaștem câteodată că unele lucruri le-am făcut cum le-am făcut sau nu le-am făcut pentru că ne-a fost frică de oameni, teamă de oameni. Dar de asemenea, subiectul acesta are cumva în el și o anumită complexitate. De ce? Deoarece nu orice fel de teamă de oameni este rea. Și anume, există aici o teamă de oameni la care Iisus nu se referă. Se referă la acea teamă de oameni bună, normală, necesară vieții. Există o teamă de oameni bună. De exemplu, teama pe care o avem față de autoritățile statului. Apostolul Pavel spune, cel care poartă sabia, evident, pentru noi sabia azi nu mai e mare lucru, dar azi zice noi, cel ce judecă, cel ce are arma, cel ce pedepsește, nu degeaba ai pus acolo, zice să te temi de cel care poartă sabia, că el e lăsat acolo să judece. Teama de autoritate, o teamă bună, uitați-vă voi, cu atâta autoritate și teamă de autoritate, oamenii tot fac rău, dacă n-ar fi teamă de autoritate. Frica de oameni nu se referă, de exemplu, la relația dintre părinte și copil. Există o teamă normală, necesară, pe care copilul trebuie să o aibă față de părintele lui sau în fața părintelui lui. E normal ca, într-un fel, copilul tău, copiii voștri, tu, să ai o teamă față de tata, față de mama, e o teamă normală, naturală, necesară. N-aș vrea să meargă cineva în seara asta de la tineret, poarta cerului, să zică, merge acasă, deschizi ușa așa, trântești așa ușa și zici, să știi, tate, că nu mai mi-e teamă de tine. Că ne învăța fratele Marius că nu trebuie să ne temem de oameni. Ba, să vezi, 100-500 de telefoane la părinți. Nu la asta se referă. Știți la ce se referă Iisus Hristos aici? La acea teamă care nu ne încurajează să facem binele, ci ne descurajează să facem binele. Acea teamă care te face să nu spui ce ar trebui să spui și să nu faci ce ar trebui să faci, să nu te comporți cum ar trebui să te comporți, să nu reacționezi cum ar trebui să reacționezi, e acea teamă de oameni care îți paralizează comportamentul tău și cuvintele tale, că știi că ar trebui să spui ceva, dar efectiv pentru că ți este teamă în acel moment de oamenii care stau înaintea ta, de reacțiile lor, îți paralizează cuvintele tale și comportamentul tău, corpul tău se blochează, mâinile tale se blochează și știi ce ar trebui să faci, dar nu faci ce ar trebui să faci, pentru că ți este teamă de oameni. Hai să vă dau câteva exemple. Odată, când cineva a făcut poate un lucru rău și știi că a făcut rău și știi că ar trebui să-l mustri și nu-l mustri și poate chiar el te întreabă, tu ce părere ai despre ce am făcut? Și tu știi că ar trebui să îl mustri, dar de frică, de teamă față de reacția lui, că știi cum va reacționa, că nu o să-i placă, ce faci? Bine. În acel moment ți-a fost teamă de oameni. Dacă la școală, dacă la facultate, colegii tăi, prietenii tăi, deschid un subiect, dar unul din ăsta mai sensibil, în care ei știu că tu nu crezi ca și ei, sau aproape sigur că tu nu crezi ca și ei.
Și fiecare zice părerea, și primul, și al doilea, și al treilea, și al zecilea, fiecare zice părerea pe rând. Și când ajunge la tine, tu, în loc să spui și tu părerea ta, și în loc să te ridici și să zici, uite, pentru că-s pocăit, pentru că-s creștin, eu cred așa, pentru că așa zice Biblia, și știi ce ar trebui să spui, dar de rușine și de teamă că vor râde de tine și te vor marginaliza și nu vor mai fi prietenii tăi, de teamă în acel moment, efectiv, nu spui părerea ta, sau schimbi și tu subiectul, sau pleci de acolo. În acel moment, ți-a fost teamă de oameni. Dacă au fost momente în viața voastră când poate ați vrut să chemați pe cineva la biserică, pe un prieten, pe o prietenă, pe un vecin, poate pe un prieten din copilăria ta, ai vrut să-l chem cu tine la biserică și ți-ai tot făcut curaj, măi, luni de zile, măi, acum îl chem, măi, duminica asta, la evanghelizarea asta, la botezul ăsta, și niciodată n-ai avut curajul ăla să-i spui, auzi, hai cu mine la biserică, de ce? Că s-ar putea să vină și să nu înțeleagă că noi când ne rugăm așa și când cântăm așa și câteodată la noi predicatorul mai strigă așa cum strig eu acum în momentele astea intenționat. S-a fost frică, efectiv. S-a fost rușine, cândva înțelege și o să creadă că ceva neregulă cu tine dacă poți merge la o astfel de biserică. Dacă n-ai avut curajul acesta, ți-a fost teamă de oameni. Dacă în ziua botezului tău n-ai avut curaj să schimbi colegii tăi la botezul tău, te-ai botezat așa sub acoperire, în secret. Și nu i-ai chemat, nu că n-ar fi vrut să vină, nu i-ai chemat pentru că poate ți-a fost rușine de decizia ta sau de reacția lor sau de faptul că din acel moment te vor privi altfel. În acel moment ți-a fost teamă de oameni. Dacă ești aici în locul acesta și poate de luni de zile vii la biserică, de luni de zile vii la tinere, de ani de zile poate urmărești programele live, de ani de zile poate ai început și studiezi și citești Scriptura și ai vrea să te botezi, dar n-ai curaj să te botezi din cauza că prietenii tăi, familia ta, părinții tăi chiar poate nu vor înțelege acest lucru și știi că ar trebui, dar n-ai acest curaj, să știi că ți este teamă de oameni. Și în Biserica Lumina, unde slujesc, printre alte lucruri, mă ocup și de cei care urmează să se boteze. Și de fiecare dată când mă întâlnesc cu ei în primele dăți sau vorbesc cu ei pentru prima dată sau în mod privat, pentru prima dată cu ei, întreb, uite, știu, ai zis la mama, ai zis la tata, ai zis la soțul tău, la soția ta, ai zis la prietenii tăi, ai zis în mod special când ești dintr-un mediu neevanghelic, și sunt unii care ne zic, uite frate, încă n-am avut curajul să-i spun. Mi-e frică că părinții nu mă vor înțelege, mi-e frică, uite, că tata e așa, mi-e frică că, uite, soțul meu crede așa. Și există momente în viețile noastre în care n-am făcut ce trebuia să facem și n-am spus ce trebuia să spunem pentru că ne-a fost teamă de oameni. Ați avut astfel de momente. Vă că vă teamă acum să recunoașteți, nu vă fie teamă de oameni. Pot să vă mărturisesc eu un moment în care mi-a fost mie teamă de oameni, vreau să vă spun. Nu cu ani de zile, mulți ani de zile, a zice chiar pentru mine, acum privind așa în trecut, am participat la câteva serii de evanghelizare în sudul României. Și în sudul României era acolo un frate drag și scump, îl chema fratele Marin. Fratele Marin avea un microbuz alb cu care ne ducea misiune pe acolo în sudul României, mergeam din loc în loc, ajungeam din sat în sat, din localitate în localitate și făceam evanghelizare publică. Știi ce însemna asta? Însemna practic că fratele Marin parca microbuzul lui undeva, tinerii se dădeau jos, montau repede sonorizarea, începeau să cânte și apoi punea cineva microfonul în mâinile mele și zice, acum frate, predic. Și se întâmplau cam vreo două programe sau chiar trei programe pe zi și mă amintesc că la un moment dat eram cu fratele Marin în microbuz, ne duceam undeva într-o localitate, înspre o localitate și înainte să ajungem acolo, fratele Marin s-a plecat așa cumva un pic pe spate, el era la volan, eu eram în spatele lui pe banchetă și mi-a zis, auzi, frate Marius, aș vrea să zic ceva, dar să nu ne audă ceilalți. Ce? Zice, să știi că ultimul predicator care a fost aici, zice, a fost bătut. Asta mi-a zis. Dar zice, să nu ne audă ceilalți. Dar zice, eu nu ți-am spus că poate mă mărturisesc, zicea el, mă gândeam că noi n-ai fi venit. Și eu, mintea mea, m-am gândit, n-aș fi venit. Bine că nu mi-ai spus. Atunci el tocmai parcase mașina, a parcat mașina, microbuzul, îi zice, frate, acum am ajuns? Asta este, zice. Eu m-am zis că tinerii au început să cânte, s-au montat sonorizarea, tinerii au început să cânte. Niciodată
Nici până atunci și nici de atunci încoace, n-am așteptat să se cânte atât de multe cântări ca și atunci. Mă gândeam în mintea mea să mai cânt o cântare. Să se mai cânte, să se mai cânte. Acum, cei care ați participat vreodată la o evanghelizare în stradă, în mod special așa cum era făcut atunci, oamenii nu stăteau așa ordonat și organizat ca și voi. Erau oameni peste tot. Eu mă amintesc, n-am sunat niciodată acea scenă. Eram undeva în centrul unui sat, lângă fântâna satului. Ăla era cel mai larg loc acolo din sat și erau oameni peste tot, efectiv peste tot. Erau oameni în față, erau oameni în spate, erau oameni în dreapta, erau oameni în stânga, unii erau în curțile lor. Erau peste tot, erau oameni. Și cineva mi-a pus microfonul în mână și a zis, frate, zice, predică. Și singurul gând care era în mintea mea atunci, știți care a fost? Mă uitam la oameni, mă uitam în față, mă uitam în stânga, mă uitam în dreapta, mă gândeam, oare care-s bătuși? La asta predicam, dar mintea mea mă gândeam, oare care-s bătuși? Asta-i bătuși, ăla are față de bătuși, oare ăla să fie bătuși? Și s-a terminat predica și să te zic așa ca într-o paranteză, nu m-a bătut nimeni, da, deci slavă Domnului. Din potrivă, am aflat apoi că au fost și bătăuși acolo și l-au plăcut și lor, slavă Domnului și pentru asta. Dar atunci, în momentele acelea în care stăteam acolo, a fost un moment în viața mea, în mod special că s-a întâmplat în urmă cu peste 10 ani de zile, în care m-am gândit într-un mod real că poate e un moment din ăsta mai interesant, de povestit apoi peste ani de zile. Și mi-am adus aminte de un verset. David spune la un moment dat așa, că și David s-a temut la un moment dat de oameni. În Psalmul 56 cu versetul 3, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. David s-a temut la un moment dat de oameni. Isaia, au fost momente în care Isaia s-a temut de oameni. Ezechiel, au fost momente în care Ezechiel s-a temut de oameni. Pavel când ajunge în Corint, la un moment dat i-a fost teamă de oameni și i s-a arătat o vedenie. Dumnezeu îi zice, nu te teme, Pavel, predică. Petru a avut un moment în care a fost teamă de oameni. Cum vor reacționa evreii ultra-religioși de la Ierusalim? Există momente în viețile noastre și în viețile acestor oameni în care și lor și nouă ne este teamă de oameni. Și vreau să spun ceva, teama de oameni și trăirea pentru Dumnezeu sunt două lucruri care nu sunt compatibile. Ori ți este teamă de oameni, ori trăiești pentru Dumnezeu. Pentru că dacă ți este teamă de oameni, nu poți trăi pentru Dumnezeu. Dacă trăiești pentru Dumnezeu, nu o să trăiești sub teama asta de oameni. Bun, pentru că am spus introducerea, acum vă spun 5 puncte, am pregătit. Teama de oameni. Cum să ne tratăm de teama de oameni? Și primul punct, primul lucru pe care vreau să-l învățăm în seara aceasta are legătură cu puterea omului. Dacă vrei să nu-ți fie teamă de oameni, adu-ți aminte sau realizează, conștientizează că puterea omului este limitată. Puterea omului este limitată. Oamenii au putere, dar puterea lor este limitată. Uitați ce zice aici textul biblic, versetul 4. Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Da, știu, în 2022 ce spune aici Iisus Hristos e un lucru foarte ciudat pentru omul modern. Nu te teme de cel ce ucide trupul și după aceea nu mai poate face nimic. Hristos sare peste foarte multe etape. Noi am fi zis, nu te teme de cel care îți poate da o palmă. Nu te teme de cel care te jignește. Nu te teme de cel care te pune la închisoare. Nu te teme de cel care te torturează. Nu te teme de cel care poate te închide 10 ani de zile, nu, într-o închisoare. Hristos sare peste toate acestea și zice, nu te teme de cel care îți poate lua viața și după aceea nu mai poate face nimic. Pe ce să mai fac? Că Doamne, dacă o lua viața, dacă nu mai sunt în viață. Și asta arată, știți ce arată? Ce perspectivă îngustă avem atât despre viață, cât și despre Dumnezeu. Că mintea noastră modernă, de creștin modern, nu se poate ca Dumnezeul nostru despre care cântăm să permită să ni se întâmple lucrul acesta. Dar vreau să spun ceva, Dumnezeul acesta câteodată permite ca copiii lui, creștinii, biserica, să treacă prin astfel de momente de suferință în care oameni, la care Dumnezeu îngăduie putere, să facă rău. Și viața e mai mult decât atât. Nu te teme de cel care îți poate ucide trupul și după aceea nu mai poate face nimic. După aceea n-are sens dacă noi credem că viața adevărată e aici. Și după aceea o vedea ce-a fi. Dar vedeți, asta arată ce fel de perspectivă îngustă avem noi asupra vieții. Dar pentru noi, în România, știu, în 2022, într-o țară creștină, într-o țară în care ai libertate, poți să mergi la biserică, poți să te rogi, poți să te rogi în gura mare, pe strada ta, poți să chem să faci evanghelizări publice, puteți să aveți transmisii live. Pentru noi nu înseamnă mare lucru ce spune aici Hristos. Dar pentru alți oameni, în alte țări, în alte contexte,
ce spune aici Hristos reprezintă totul. Vreau să vă citesc un sondaj. Un sondaj realizat de organizația umanitară creștină Open Doors, o statistică. Există în lumea aceasta, ziceau ei în 2021, 74 de țări în care credința creștină este îngrădită. Adică e incomod în 74 de țări să fii creștin. Nu e interzis, dar e incomod. Din astea 74 de țări, în 50 dintre ele, e periculos să fii creștin. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în astea 50 de țări, în fiecare zi, 13 oameni mor pentru Hristos. În fiecare zi. În astea 50 de țări, în fiecare zi, 10 clădiri de biserici, de orfelinate creștine, de ce vreți voi, unde au loc activități religioase sau activități cu scop evanghelistic, în fiecare zi, 10 astfel de clădiri sunt închise sau distruse. În astea 50 de țări, în fiecare zi, 10 oameni sunt închiși pentru Hristos și unii dintre ei nu mai apucă să iasă din închisoare, poate că vor muri acolo. Da, pentru noi, în 2022, nu înseamnă mare lucru. Pentru oamenii ăia de acolo, înseamnă tot. Nu te teme de oameni. De ce? Pentru că puterea oamenilor este limitată. Vezi, când cineva îți face rău, ai impresia că omul ăla e Dumnezeu. Dar Dumnezeu zice, omul acela e doar un om. Puterea lui e limitată. Ai grijă cum îl vezi pe oamenii, cum vezi oamenii din jurul tău, cum îți vezi colegii, prietenii, cum vezi pe cei care astăzi râd de tine. Ei, la urma urmei, sunt niște oameni. Puterea lor este limitată. Limitată la ce? Este limitată la trupul tău. Nu vă temeți de cei care ucid trupul. Dar tu ești mai mult decât un trup. Tu ai în tine un duh. Într-o zi, trupul acesta va fi îngropat, dar ai în tine un duh care se va înălța către Dumnezeu. Tu ai în tine un trup. Și vreau să spun ceva. Trupul tău, pe care cineva îl va ucide din cauza lui Hristos, într-o zi, el oricum are să moară. Peste câteva luni de zile, peste câțiva ani de zile, de boală, de bătrânețe, într-un accident, hei, într-o zi, oricum va muri. Oamenii sunt limitați cu puterea lor la trupul acesta pieritor. Dar vedeți, Dumnezeu, mult mai mult decât atât, puterea Lui, vom vedea, e mult mai nemărginită decât atât, dar oamenii sunt limitați la ce? Limitați la trup. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că noi, în epoca noastră, da, modernă, tratăm viața aceasta, trupul acesta, de parcă ar fi tot ce există el. Și Iisus zice, nu te teme de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai poți face nimic. Poți să-mi ucizi trupul, dar nu-L poți lua pe Hristos din mintea mea, nu-L poți lua pe Hristos din inima mea, nu-L poți lua pe Hristos din Duhul meu, nu poți lua ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Puterea lor limitată, știți la ce? La prezent. Uitați ce spune Hristos. Și după aceea. Argumentul lui Iisus nu are valoare decât dacă crezi că există un după aceea. Viața aceasta care într-o zi va fi pedepsită, vei dura persecuție, zice Hristos, există un după aceea, după moarte, oamenii nu mai pot ajunge la tine, când vei fi acolo, vei fi în prezența lui Dumnezeu, dar câtă vreme ești aici, este îngăduit o putere în mâinile lor, dar după aceea, ei nu mai pot face nimic. Vedeți voi cât de ciudat sunt aceste cuvinte pe care Iisus le-a spus în urmă cu 2000 de ani de zile, nu te teme de oameni, pentru că puterea lor e limitată la ce? La trupul tău și la timpul prezent. Și vreau să te întreb astăzi, tu care ai 16, 18, 20, 30 de ani, ce înseamnă pentru tine a trăi? Și ce înseamnă pentru tine a muri? Poate unii vei zice, măi, pastore, pentru mine a trăi înseamnă a face bani. Și a muri înseamnă a pierde toți banii. Sau pentru mine a trăi înseamnă a fi frumos sau frumoasă. Și a muri înseamnă a pierde această frumusețe de care am avut grijă atâta timp. Alții vei zice, pentru mine a trăi înseamnă a fi faimos, vreau să fiu faimos, vreau să fiu celebru. Și a muri înseamnă practic a pierde toată celebritatea mea și fanii mei. Poate alții vei zice, măi, pentru mine a trăi înseamnă muzica sau pentru mine a trăi înseamnă o pasiune sau un hobby. Sau alții vei spune, pentru mine a trăi înseamnă oameni dragi, familia mea și a muri înseamnă a mă despărți de ei. Știi ce spune Apostolul Pavel? Singura definiție, pentru mine a trăi este Hristos. Și a muri este un câștig.
Nu mă tem de oameni, pentru că oamenii au o putere limitată, limitată la trupul acesta, limitată la timpul acesta. De aceea nu mă tem de oameni, de aceea nu trebuie să tem, de aceea nu trebuie să-ți fie frică când cineva râde de tine, când cineva își bate joc, când ești marginalizat, chiar când ești pedepsit, chiar atunci când ești pus undeva la colț din cauza că ești creștin. Nu te teme de oameni, pentru că puterea lor este limitată. În al doilea rând, are de-a face mesajul acesta în seara aceasta, nu doar cu puterea omului, ci doi, cu persoana lui Dumnezeu. Cu persoana lui Dumnezeu. Sau dezvoltă o frică sănătoasă față de Dumnezeu. Nu te teme de oameni, dar teme-te de Dumnezeu. Vedeți, întrebarea nu este dacă să ne temem. Întrebarea este de cine ne temem. Că de cineva tot trebuie să ne temem. Dar ori ne temem de oameni, ori ne temem de Dumnezeu. Am să vă arăt, zice aici Iisus, de cine să vă temeți. Și Iisus folosește un principiu. Și anume, dacă vrei să scapi de ceva, trebuie ca să iei în brațele tale altceva. El înainte a vorbit despre îngrijorare și zice, adică după va vorbi despre îngrijorare și zice, dacă nu vrei să te îngrijorezi în legătură cu pământul, trebuie să te îngrijorezi în legătură cu cerul. O grijă tot trebuie să ai. Dacă nu vrei o comoară aici, trebuie să te îngrijorezi cum strângi o comoară acolo. O grijă scoate altă grijă afară. Dacă nu vrei să cauți aici împărăția, trebuie să cauți împărăția cealaltă, împărăția cerurilor. La fel, o frică este alungată de o altă frică mai mare. Zice Hristos, dacă nu vrei să te temi de oameni, învață ca să te temi de Dumnezeu. O să vă dau un exemplu, să înțelegeți mai bine, pe care l-am citit și eu într-o carte. Dar mi s-a părut interesant atunci. Imaginează-ți că ești în fața unei autostrăzi, dar nu din astea cum avem noi în România cu două benzi, ci din aia cu 8 benzi sau cu 10 benzi pe sens. Și ești în fața unei asemenea autostrăzi foarte circulate, mașinile merg în viteză, în trombă, da? Și tu trebuie să ajungi acolo, ești pe jos, ești la marginea autostrăzii și ai vrea să treci toate alea 8 sau 10 benzi, dar efectiv îți este frică, mașinile vin cu viteză foarte mare. Și încerci să-ți faci curaj, faci un pas, dar nu ești gata și mai te răzgândești, iar faci un pas și iar faci un pas înapoi și ți este frică și ești așa la marginea autostrăzii și în spatele tău este o păduriță și acum imaginează-ți tu că stând acolo la marginea autostrăzii, dintr-o dată când te uiți în spatele tău, vezi că în spatele tău este un leu. În momentul ăla știi ce se va întâmpla? O să traversezi benzile astea ca și cum te-ai fi antrenat toată viața ta pentru lucrul ăsta. Ca și cum ai fi participat la jocurile olimpice de traversare a benzilor, autostrăzii. De ce? Pentru că frica ta de mașinile astea care merg cu viteză este efectiv eclipsată de o altă frică, de un alt pericol mai mare care e în spatele tău. Și te gândești că dacă nu mă mișc de aici, eu sunt pericol de moarte. La fel, cumva, asemănător, nu mai mi-este frică de oameni atunci când înțeleg că cu adevărat trebuie să-mi fie teamă de Dumnezeu și doar de Dumnezeu și frica de Dumnezeu alungă toate celelalte frici din viața mea. De ce? Pentru că ele par mici în comparație cu această frică pe care o am de Dumnezeu. Da, știu, nu mai spunem că trebuie să ne fie frică de Dumnezeu. Nu mai vorbim că trebuie să ne fie teamă de Dumnezeu. Dar vreau să spun că această carte care e aici înaintea mea spune că Dumnezeu e bun. Dar e și aspru. Spune că el e dragoste, dar e și gelozie. Ea zice că Dumnezeu binecuvântează, dar și pedepsește când o iei razna. E un foc mistuitor câteodată, nu? Asta e Dumnezeu. Și învață să te temi de Dumnezeu. Nu te teme de oameni, dar nu poți ca să nu te temi de oameni decât dacă pe de cealaltă parte cultivi în viața ta această teamă normală și necesară de Dumnezeu. Deuteronom 6, când copilul mic, că evreul ăsta mic, când se năștea într-o familie, când era suficient de mare, mama și tata îl învățau să se teamă de Dumnezeu. Domnul este singurul Dumnezeu și de El să te temi. Cele 10 porunci, știți voi, au fost date în acest context al unui Dumnezeu sfânt care pedepsește și de care trebuie ca să te temi. Ce spune, vă amintiți-vă ce spune cartea Proverbe? Spune în felul următor, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Ești cu adevărat înțelept atunci când înveți să te temi de Dumnezeu. Ascultă-mă bine, să nu crezi că teama de Dumnezeu e egal teroare.
A fi teamă de Dumnezeu nu înseamnă a fi terorizat de Dumnezeu. Să crezi că Dumnezeu e acolo în cer, are în mâinile lui niște fulgere și trăsnete și abia așteaptă să vadă că ai făcut ceva rău și să te pedepsească. Asta înseamnă a fi terorizat de Dumnezeu. Teama de Dumnezeu nu e teroare. Fetița noastră care e aici cu noi în pământ asta știe că tată o iubește, dar o și pedepsește câteodată. E o teamă normală și necesară. Și foarte interesant, vă amintiți cum formulează Iisus aici, vorbind cu ucenicii? Fiți atenți ce zice El. Vă spun vouă, prietenii mei, Tatăl vostru. Nu vă fie teamă de oameni, ci vă fie teamă de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu este un tiran, El este un tată și trebuie să-i porți această frică pe care o ai în fața părintelui, că părintele, știi, care îți vrea binele și voia lui bună, plăcută și desăvârșită. Și când la un moment dat te rătăcești, El vine după tine pentru că te iubește, El este prietenul, El este tatăl. Dar câteodată mi se pare că foarte mulți dintre creștinii de azi, dintre creștinii actuali, au impresia că Dumnezeu e așa un fel de bunicuț acolo sus în cer care lasă, poate să îngăduie orice, că El înțelege și El știe și lasă, e un fel de Moș Crăciun care vine din când în când și îți aduce cadouri și e prietenul care stă acolo lângă tine și orice ai spune și orice ai face, dar Biblia spune că da, și Dumnezeu e un prieten, da, Dumnezeu e un tată, da, El este un sprijin, dar trebuie să există în viețile noastre ca și creștini și o teamă de Dumnezeu. Cred că am greșit noi un pic. Nu seara asta, ci până acum. Predicăm despre eroii ăștia Scripturii, de parcă oamenii ăștia din impulsul lor lăuntric, 100% sincer, 100% nealterat, au făcut ce au făcut. Bine. Credeți că lui Iosif nu i-a fost frică în Egipt? Credeți că nu i-a fost frică de faraon? Credeți că nu i-a fost frică de Potifar? Nu i-a fost frică de judecată? Credeți că nu i-a fost frică de toate celelalte? Ba da! Dar mai tare i-a fost frică de Dumnezeu. Credeți că lui Daniel nu i-a fost frică în Babilon? În cel mai mare imperiu al vremii de atunci? Credeți că nu i-a fost frică când a ajuns în fața conducătorului lumii politice, armate de atunci? Ba da! Dar i-a fost mai teamă de Dumnezeu. Credeți că cei trei, Șadrac, Meșac și Abednego, când au văzut zeci de mii, mii de oameni închinându-se și au văzut cuptorul aprins, nu le-a fost frică? Ba da, dar le-a fost mai teamă de Dumnezeu. Credeți că lui Estera, când a mers înaintea regelui, nu i-a fost teamă că s-ar putea să moară? Ba da, dar i-a fost mai teamă de Dumnezeu. Oamenii ăștia au fost oameni ca și noi. Și dacă vrei ca să împingi mai încolo fricile tale, temerile tale de oameni, trebuie să iei singura teamă care contează cu adevărat. Teama de Dumnezeu. De ce teama de Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu e Cel care are autoritate deplină asupra vieții tale. Uitați-vă voi ce scrie textul. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, viața ta e mâna lui Dumnezeu. Ascultă-mă bine, eu n-am să mor când vor oamenii să mor, n-am să mor când vrea diavolul să mor, n-am să mor când cineva mă va ucide pentru credință, am să mor când Tatăl meu din cer va zice: a sosit momentul, Marius, să pleci din lumea aceasta, că am încheiat cu tine lucrarea pe care o am. Atunci El are autoritate deplină asupra vieții mele. Temeți-vă de acesta. Temeți-vă de acesta care are autoritate asupra vieții voastre. Tu vei trăi până când Dumnezeu va zice stop. Viața ta a început când Dumnezeu a pornit-o. Viața ta se va încheia când Dumnezeu va zice stop. El are autoritate asupra vieții tale. Viața ta nu e mâinile diavolului, viața ta nu e mâinile oamenilor, viața ta nu e mâinile persecutorilor tăi, viața ta nu e mâinile prietenilor tăi, viața ta e mâna lui Dumnezeu. Asta e Dumnezeu. El are autoritate asupra veșniciei tale. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea, are autoritatea să arunce în Ghenă. O mică explicație, Ghenă era o vale, valea fiilor lui Hinom, la sud de Ierusalim, un loc al gunoaielor, exista în vremea lui Iisus. Acolo altădată evrei de mai demult și-au dus copiilor jertfă lui Moloch. Acum, în vremea lui Iisus, nu mai se întâmpla lucrul ăsta. Dar era groapa de gunoi, dacă vreți. Acolo era foc.
Și Hristos, într-un mod asemănător, zice, vedeți valea asta gunoaielor, unde e foc și miros îngrozitor. Ei, într-o zi va fi un fel de pedeapsă, iad, ghenă. El, Dumnezeu, are autoritate, nu doar asupra vieții tale de aici, asupra veșniciei tale, ce se întâmplă cu tine după ce mori, depinde de un singur lucru, de ce cuvânt va ieși în acea zi de pe buzele, de pe gura lui Dumnezeu. Știi lucrul ăsta? Că într-o zi vei fi în fața lui Dumnezeu, singur și singură, fără pastor, fără preot, fără părinți, fără profesori, fără prieteni. Biblia zice că într-o zi cerul și pământul vor fugi dinaintea lui și vei fi tu și el acolo și ce se va întâmpla cu veșnicia ta depinde de ce va rosti Dumnezeu atunci, la dreapta sau la stânga. El are autoritatea asupra vieții tale și asupra veșniciei tale. Apoi, în al treilea rând, vreau să spun că nu doar că trebuie să ne gândim la puterea oamenilor și la persoana lui Dumnezeu, trei, să te gândești că ești sub privirea lui Dumnezeu. Observați cum echilibrează Iisus Hristos textul. Zice, nu te teme de oameni, teme-te de Dumnezeu, dar dacă suferi pentru Dumnezeu, dacă suferi din cauza faptului că ești creștin, că ești creștină, din cauza că ai valori, din cauza că ești consecvent, din cauza că ai fost credincios, să știi că Dumnezeu te privește. Și Dumnezeu ține cont. Uitați ce spune Hristos aici. Foarte interesant. Versetele 6 și 7. Nu se vând oare 5 vrăbi cu 2 bani? Totuși niciuna din ele nu este uitată înainte lui Dumnezeu. Adică atunci când suferi, Dumnezeu nu te-a uitat. Dumnezeu nu te-a părăsit. Dacă ești singur, poate într-o celulă, poate închis, poate marginalizat, poate plângi nopțile tale. Biblia spune că Dumnezeu în acele momente nu te-a uitat. Tu ești prietenul lui Dumnezeu, Dumnezeu e tatăl tău. În acele momente Dumnezeu are privirile îndreptate asupra ta. V-am mai spus, vrabia era cea mai ieftină mâncare de pe piață. Oamenii nu se uitau, încă o vrabie a mai căzut. Și zice Hristos, dacă vrabia asta e prețioasă, cu atât mai mult voi sunteți prețioși. Firele de păr. Așa, firele de păr cad repede. Firele de păr, nimeni nu se uite, dar nu le numără, nu le cântărește, nu zice, măi, încă 10, încă 20. Și totul, zice, Dumnezeu știe viața ta în cele mai mici detalii. Niciun fir de păr nu scade fără ca Dumnezeu să știe. Știi ce spune lucrul ăsta mie? Că atunci când suferi pentru Domnul, e sub privirea lui Dumnezeu. Și poate sunteți unii dintre voi azi, aici, în locul acesta, care, din momentul în care v-ați botezat, s-au închis unele uși, n-ai mai primit unele telefoane, unii oameni s-au comportat altfel cu tine. Îmi amintesc că am cunoscut în timp ce eram student în București un tânăr care se pocăise acolo în București și el mi-a zis, după ce m-am pocăit, mi-a schimbat viața, nu mai mă plimbam prin discoteci, nu mai eram violent, nu mai eram rău, am sunat acasă la mamă, la sute de kilometri depărtare. A sunat acasă la mama și a zis, mamă, vreau să-ți dau o veste bună. Ce veste? M-am pocăit. Și pentru că mama, zicea el, nu era din aceeași lume evanghelică ca și mine acum, mama, când a auzit vestea asta, m-am pocăit și m-am botezat, a zis doar atât. Dacă ai făcut lucrul ăsta, nu mai e după ce să vii acasă. Și-a închis telefonul. Și zicea tânărul ăsta, luni de zile au trecut, luni de zile în care tot sunam acasă, luni de zile și apoi ani de zile în care am încercat ca să leg această relație. Și vedeți, atunci când suferi pentru Domnul, ți se pare că ești singur, ți se pare că nimeni nu mai ține cont. Nu, atunci când e unul, încă un martir, pe lângă nu știu câți martiri, și totuși Biblia spune că Dumnezeu privește, Dumnezeu vede, Dumnezeu cântărește, Dumnezeu prețuiește, Dumnezeu fiecare aspect al vieții tale îl cunoaște, e sub privirea lui Dumnezeu. 4. Nu doar că trebuie să înțeleg că puterea omului e limitată, nu doar că trebuie să am o perspectivă corectă despre Dumnezeu și să mă tem de Dumnezeu, că trebuie să înțeleg că Dumnezeu mă privește, trebuie să înțeleg ceva, că rușinea are un preț, prețul rușinii. Dacă de frica oamenilor, dacă de teama oamenilor, dacă de rușinea colegilor, nu spui sau nu faci anumite lucruri, să știi, omule, tinere, tânără, că rușinea are un preț. Uitați ce spune Hristos aici. Versetul 8, 9 și 10. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor. Dar cine se va lepăda de mine, va fi lepădat și el. Știți ce spune asta? Că rușinea are un preț. Când ți-a fost rușine să te rogi. Când ți-a fost rușine să spui cuiva, hai cu mine la biserică.
când ți-a fost rușine ca să spui eu asta cred și de aici nu mă mut. Rușinea are un preț. Și dacă ar fi să fim așa sinceri și să vorbim deschis în seara asta, rușinea este o armă pe care diavolul o folosește împotriva noastră. Și trăim o vreme foarte ciudată. De ce în vremea asta am ajuns astăzi ca să ne fie rușine de unele lucruri bune, când alții nu se rușinează de atâtea lucruri rele? Și totuși am ajuns astăzi unii dintre tineri, dintre pocăiți, dintre oamenii bisericii, să le fie rușine de anumite lucruri, să ne fie rușine să ieșim afară, să ne fie rușine ca să chemăm, să avem un eveniment, să ne fie rușine ca să spunem noi asta suntem și noi asta credem, să ne fie rușine. Nu e nevoie de păcate mari, nu e nevoie de păcate grosolane ca să sufoce viața ta de credință. E suficient doar acest cuvânt, rușine. Să-ți fie rușine. Să-ți fie rușine să chem pe cineva cu tine la biserică. Eu am inteles că m-am botezat, a zice, destul de repede, eram adolescent și în primii ani, așa, în anii adolescenței, 14-15 ani, era câteodată și ispita asta în mintea mea și în inima mea, ispita rușinii. Măi, dacă chem pe cineva și noi ne rugăm, și când ne rugăm, ne rugăm tare, mergeam la o biserică unde se rugau oamenii tare, nu se înțeleagă. Am dus pe cineva, după ce am ieșit de acolo, mi-a spus câteva lucruri, mi-a fost o rușine. Știți ce se întâmplă câteodată? Merg cu tinerii după predică să mâncăm pizza. Merg să mâncăm pizza. Și nimeni nu îndrăznește să întinde mâna la pizza să mănânce, că se gândesc că trebuie să se roage. Și atunci eu zic, hai să ne rugăm. Da, bun, hai să ne rugăm. Acum știți ce am observat eu la tineri? Ei au o schemă de a se ruga în public. Eu am numit-o schema mă doare cap. Așa se... Pune așa mână. Dar două mase mai încolo, două mese mai încolo, e unul care înjură și bleastă-mă și spune câte lucruri au făcut zilele trecute, nopțile trecute, fără rușine. Dar mie să-mi fie rușine să zic, Tată din ceruri, îți mulțumesc pentru aluatul ăsta și pentru mâncarea aceasta și binecuvântează oamenii ăștia de lângă mine. Mie să-mi fie rușine. Mie să-mi fie rușine să mă vadă cineva duminică dimineața cu Biblia. Nu, numai bine, frate, că a venit acum iarna cu gecile astea groase, oscund, în geacă. Mie să-mi fie rușine să chem pe cineva cu mine la biserică, nu? Să chem cu cineva cu tine la biserică, că-i botez, să vezi și tu, cum e la noi, hai să vezi. Tu cântăm despre curaj, tu cântăm, Doamne, dă-mi curaj, Tu îmi dai curaj, despre trezire. Credeți că trezirea va veni cu rușine? Dar rușine are un preț. Nu doar că aici sufocă viața ta de credință. Iisus a zis, cine se rușinează aici, te-ai rușinat în fața trei prieteni. Ai renunțat la mine în fața trei prieteni. În ziua aceea, Dumnezeu zice, am să renunț la tine în fața tuturor îngerilor și în fața tuturor sfinților. Dacă tu ai zis aici că nu mă cunoști, în ziua aceea am să zic și eu că nu te cunosc, dar va fi altfel scenă. Rușinea are un preț. Și vreau să-ți mai spun ceva. Dacă totuși ești pus într-o situație inconfortabilă și incomodă, punctul 5, să știi că în acele momente Dumnezeu îți va da pricepere supranaturală. Uite, observați ce zice Iisus aici. Când vă vor duce în sinagogi? Doamne, în sinagogile în care ne rugăm, în sinagogile în care acum cântăm, da, zice Hristos, creștinismul se va dezlipi de iudaism și când vă vor duce în același sinagogi să vă judece și când veți fi în fața împăraților și în fața oamenilor culți și în fața erudiților, să nu vă gândiți la ce veți zice. De ce? Că Duhul Sfânt în acele momente vă va învăța. Știți la unii de ce? Ne rușine câteodată să ne declarăm credința. Știți de ce? Pentru că ne gândim, măi, dacă mă întreabă ceva și nu știu, dacă mă adresează o întrebare și am făcut teologie, eu nu știu dacă voi spune ceva și vor râde de mine, dar spune Hristos așa, nu, să n-ai frica aceasta, pentru că dacă vei fi pus în acele momente, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îți va da o pricepere supranaturală. Nu mă credeți pe mine, credeți-L pe Hristos. Nu trebuie să știi toate răspunsurile la toate întrebările, dar ce știi, spune cu toată convingerea ta. Ce nu știi, îți va da Dumnezeu această pricepere supranaturală. Și de atâtea ori mi s-a întâmplat. Și atâtea momente au fost în viața mea când puși în mod
imprevizibil, în fața unor oameni, mă gândeam, Doamne, ce voi spune, ce voi face, dacă mă vor întreba. Și Dumnezeu îți dă o pricepere și o înțelepciune pe moment, prin Duhul Sfânt, așa cum a promis Iisus. Nu vrea ca în seara aceasta să te tratezi de teama de oameni? Nu cumva din cauza asta nu ai fost perseverent? Ai venit la biserică când ai venit, când ai venit? Ai slujit când ai slujit, când ai slujit? De luni de zile te gândești că s-ar putea să te botezi, dar ți-e frică ce o să zică mama, ce o să zică tata, ce o să zică prietenii, colegii de la facultate. În Biserica Lumina, unde slujesc, prin harul Domnului, după un an și 8 luni de existență, s-au decis pentru Domnul aproape 100 de oameni. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Unii dintre aceștia, aproape 100 de oameni, când îi prezentam în ziua botezului lor, vorbeam dinainte cu ceilalți slujitori și le ziceam, măi, în dreptul lui, în dreptul ei, să nu întrebați cu cine a venit, că ăștia nu au venit cu nimeni. Oameni care atunci când au zis acasă, eu vreau să mă botez, mama și tata, în loc să zică, numai bine că facem sarmale, erau oameni puși pe scandal. Oameni care au intrat în apă botezului singuri. Că au zis, uite, respect pe mama, respect pe tata și iubesc. Dar mai mult ca orice îl iubesc pe Dumnezeu. Frica de oameni ne ține viața noastră pe loc. Și da, în România, în 2022, încă e har, încă e libertate, ușile sunt deschise. E un har pe care ne-l dă Dumnezeu, cât ne mai dă, nu știu. Dar dacă viața se va schimba într-un mod imprevizibil, cum va fi atunci credința ta? Vreau să mai spun ceva, așa, apoi să ne rugăm. Richard Wurmbrand, în cartea lui cu Dumnezeu în subterană, are o experiență și el spune așa. Într-o noapte, zicea el, a venit un om ca să mă interogheze și m-a trezit din somn. Era pe la miezul nopții. Și a început să mă interogheze, zi un nume, zi niște nume, zi niște nume. Și văzând că nu ajunge nicăieri cu mine, la un moment dat, zicea el, s-a enervat. Și a spus așa, omule, nu știi că acum aș putea să te iau și să te duc afară și să dau poruncă, să fii împușcat și te-am îngropat și n-ar ști nimeni unde ai murit și ai fost îngropat. Nu crezi că am puterea asta? Și zicea el, Domnul, eu cred. Dar vreau să facem un experiment. Luați mâna dumneavoastră, zicea el, și puneți-o pe inima mea. Și dacă în aceste momente, când m-am amenințat cu moartea, inima mea bate tare și agitată, ca și cum e speriată și ca și cum mi-ar fi frică, puteți să vă îndoiți că există Dumnezeu. Dar dacă puneți mâna dumneavoastră pe inima mea și inima mea e liniștită, inima mea e calmă, ca și cum ar declara, dacă mor, mă duc la Tatăl, atunci întrebați-vă cumva, dacă nu cumva există un Dumnezeu și am dreptate. Și spunea el în acele momente, omul s-a mâniat așa de tare, mi-a tras o palmă și a plecat supărat. De ce? Pentru că cel mai mare test al credinței noastre va fi acel moment în care noi care am trăit pentru Hristos să fim gata ca să și ne dăm viață pentru Hristos. Dar crezi că poți trăi cu Hristos fiind terorizat și trăind în frică de oameni și în teamă de oameni? O, nu. E momentul ca în seara aceasta să spui, Doamne, vreau să am curaj. Vreau să facem o rugăciune, vă invit să vă ridicați în picioare. În acest timp, poate și trupa să vină aici în față și apoi vom sta în închinare. Acolo unde ești, aș vrea ca să-ți pleci privirea ta și vreau să rostim o rugăciune. Nu e un moment nici să te uiți nici în dreapta și nici în stânga. Momentul acesta, din seara aceasta, e cel mai bun moment în care să vină înainte lui Dumnezeu în rugăciune și să spui, Doamne, am nevoie de curaj. De ani de zile, de luni de zile mă gândesc să mă botez, de luni de zile mă gândesc să mă pocăiesc, de luni de zile mă gândesc să-mi schimb viața și n-am avut până în aceste momente curaj, pentru că mi-a fost teamă de oameni. Vreau să stai în următoarele clipe, vreau să stăm cu ochii închiși. În momentul acesta nu e un moment de spectacol. Duhul lui Dumnezeu este prezent în aceste momente aici. Și te invit să nu mă crezi pe cuvânt, ci să mergi acasă și să iei scriptura asta din care am citit și să o citești tu în mod personal.
și să spui: Doamne, vreau să văd dacă exact așa scrie. Și te vreau să spun ceva, Dumnezeu vrea să fii un tânăr, o tânără plin de curaj, plin de putere. Vreau să stăm așa cu ochii închiși, vreau să începem să ne rugăm, vreau să începi să te rogi chiar acolo unde ești, chiar în clipele acestea, și să ceri de la Dumnezeu acest lucru. Să spui: Doamne, nu mai vreau să-mi trăiesc viața mea în frică, Doamne, Tu mă vezi. Pentru că mi-a fost rușine de colegii mei, nu i-am chemat la biserică. Pentru că mi-a fost teamă că vor râde de mine, nu le-am spus de Tine, Doamne. Pentru că mi-a fost rușine că nu vor înțelege, Doamne. N-am avut curaj să le spun ceva, Doamne. Mi-a fost frică că nu voi avea răspuns la toate întrebările lor. Mi-a fost teamă, Doamne. Aș vrea ca în aceste momente să intrăm într-o rugăciune cu toți, de la tineri, să spunem: Doamne, vrem să aduci trezire, dar vrem să o duci prin noi. Dar ca să fie trezire, trebuie ca să fie curaj. Și curajul primim de la Duhul Tău cel Sfânt. Și aș vrea ca momentele care urmează, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să se coboare peste noi și în locul acesta, locul acesta, fiecare inimă să fie inundată de prezența lui Dumnezeu. Și dacă până acum a existat un moment în viața ta sau un lucru pe care n-ai avut curajul să-l faci, spune: Doamne, dă-mi acest curaj să fac acest lucru. Haideți cu toții să intrăm în rugăciune cu voce tare, fiecare dintre noi, să cerem de la Dumnezeu această putere de a fi plin de curaj și plin de pasiune. Ia o hotărâre în ziua aceasta și ia-o și începe să te rogi în aceste momente.